Bună ziua, domnul Dan Dungaciu, directorul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române, este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Dungaciu, și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Veniți de la un mare eveniment ce a avut loc astăzi, România și America în centenar, oglindiri reciproce, în cadrul căruia știu că a fost prezentat în premieră un sondaj sociologic. Pe două sondaje de opinie desfășurate simultan în societatea românească și în societatea americană. Ce ne puteți spune despre acest eveniment care, repet, a avut loc astăzi și despre cei prezenți la această desfășurare? Sunt două aspecte și le-a subliniat bine. Prezența e un eveniment în sine și evenimentul ieri, al doilea eveniment. Prezența este partea americană, foarte semnificativă. De ce? Pentru că acest eveniment, care cuprinde două sondaje de opinie, a lucrat în Statele Unite cu o companie care se numește Pulling Company și o companie care a lucrat pentru Partidul Republican și pentru președintele Donald Trump. În 2016, această companie, condusă la vremea respectivă de Kenney Conway, i-a asigurat lui Donald Trump, inclusiv președinția, sau cel puțin l-a ajutat foarte mult să câștige alegerile. Actuala consilieră de comunicare de la Casa Albă este președinta, a fost președinta lui The Pulling Company. Și este prima femeie care a dat în Statele Unite un președinte. După ce The Pulling Company l-a ajutat pe Donald Trump să ajungă președinte, cum spuneam, președintele The Pulling Company a ajuns la Casa Albă, iar în locul lui a venit un sociolog cunoscut, Brett Lloyd, care acum îndeplinește funcția de președinte și CEO. Ei, Brett Lloyd a venit în România și el a făcut prezentarea datelor culese în Statele Unite. Deci vorbim de un eșantion reprezentativ în Statele Unite, pentru prima dată, după știința mea în istorie, care este aplicat pe un chestionar sau cu ajutorul unui chestionar realizat în colaborare cu România. Adică e un chestionar care cuprinde cam 80% întrebări identice, aplicate și americanilor și românilor, 20% diferențe. Întrebări doar pentru americani și întrebări doar pentru români. Ei bine, americanii au făcut acest studiu, au acceptat, în România a lucrat în scopul și a cules aceste date, iar evenimentul pe care îl invocați este prezentarea publică pentru prima dată a rezultatelor acestor cercetări. Spun că e prima dată pentru că sperăm să facem anul viitor, în 2019, și în Statele Unite, la Washington, o asemenea prezentare, apropo de relația României cu Statele Unite. Deci este un eveniment și venirea acestei echipe foarte prestigioase și rezultatele în sine extrem de relevante pentru orientarea României în spațiu și strategic și politic. Care este scopul acestui studiu? Ideea de bază a fost să-l așezăm sub egida centenarului, pentru că asta a fost invocat centenarul, nu pentru motive artificiale sau pentru că se poartă centenarul sau suntem un an centenar, ci pentru că, chiar că ne aducem aminte mai puțin, americanii au avut un rol esențial în crearea statului național român în forma lui de după războiul întâi mondial, pentru că un președinte american, Woodrow Wilson, a venit cu o idee care, pe baza căreia, ca o viziune strategică, viziune, dacă vreți, politică pentru lume, a ajutat enorm la formarea statului național român după primul război mondial, adică unificarea, aducerea în România a teritoriilor care până atunci nu fuseseră parte a României. Deci Woodrow Wilson, mai spus asta și public, o repet, am spus-o și în evenimentul din aula Academiei Române, dacă s-ar fi făcut în 2018 măcar o statuie al Woodrow Wilson în România, să fie un prinos, dacă vreți, de recunoștință pentru statul american și pentru președintele care a făcut posibilă statalitatea în forma ei, hai să zic așa, extinsă, expandată a României, dar nu numai a României, poate clasa politică ar fi reușit să treacă peste centenar, cel puțin cu o notă de trecere. Așa, cred că această clasă politică va rămâne în istorie ca clasa politică care a ratat centenarul. Dacă e vreun coeficient sau vreun atribut incontestabil acestei clase politice, este că în 2018 a ratat centenarul cu tot ce ar putea să însemne el. Deci am așezat această întâlnire, această oglindire reciproc americano-română în sub egida centenarului, pentru că, repet, trebuie să ne aducem aminte de americani în centenar. În al doilea rând, am vrut să stârnim o discuție care ar trebui să fie una foarte relevantă, pentru că datele de sondaj ne-au arătat două societăți extrem de diferite,
la nivelul angajamentului lor relativ la propria societate. Ce vreau să spun cu asta? Poate o să mai stăruim asupra acestui aspect. Americanii sunt interesați de societatea lor, se luptă pentru societatea lor, se angajează în dispute polemici, politică în societatea lor, pe când societatea românească astăzi este o societate care diferă radical de societatea americană. E o societate, și o să putem ilustra asta inclusiv cu cifre, o societate care e preocupată de propria bunăstare relativă, nu are angajamente politice. Din păcate, în ciuda acestui verbiaj politic și abundenței de știri politice, societatea românească nu este implicată în acest joc. Își gândește viitorul nu în relație cu această societate, ci cu alte geografii. Are o impresie proastă despre cum arată lumea românească și direcția în care merge ea, dar pe de altă parte are o relativitate o relativă prosperitate pe care și-o exhibă niște date de sondaj care pot să pară surprinzătoare. Peste 60% din populația României consideră situația economică a familiei una bună și foarte bună. Care credeți că sunt motivele? Ei, aici este o discuție, aici e o discuție foarte interesantă. Deci românii simt că au relativitate, o relativă prosperitate, peste 60%, repet, în condițiile în care 57% cred că România merge într-o direcție greșită, cam tot atâția cred că economia românească merge prost, dar 57% cred că situația economică este bună, 4% foarte bună, e o mică contradicție aici. Nu văd o direcție, o viziune de dezvoltare, o perspectivă pentru România, iar implicarea politică este undeva la 21%. Implicare mare și foarte mare. La americani este pe la 50%. Dacă adăugăm un prag de relativă implicare, deci o medie, ca să zic așa, la americani ajunge pe la 70%, în România încă nu ajunge 50%. De ce această diferență? Care credeți aici e miezul discuției și cred că asta este unul dintre aspectele care trebuie să ne dea de gândit. Deci, repet, pe români nu interesează propria societate, stau în cochilia lor de relativă prosperitate, cred, spre deosebire de americani, mă rog, asta este firesc, că Europa merge într-o direcție bună, România merge într-o direcție proastă. Deci asta este profilul unei populații pe care nu mai interesează propria societate, nu crede că este o bătălie pe care merită să o dai, nu crede că mai există valori pentru care să lupte. Nu crede că propria societate, propriul stat, propria națiune, dacă vreți, mai merită să fie parte a unui proiect individual care trăiește destul de bine ca să-și pregătească copiii inclusiv pentru export. Deci o societate care gândește atât, așa, este o societate care este extravertită în termen de valori și în termen de reproducere. Reproducerea este la nivel individual sau la nivel familial. Adică am suficient de mulți bani ca să pot să-mi țin copilul la o bursă în străinătate, îl trimit acolo pentru că oricum e mai bine decât aici și atunci singura mea preocupare este ca să reușesc să-mi țin copilul în străinătate. Te dau un model tipic. E, nu mă interesează, văd că e rău aici, văd că economia merge prost, văd că societatea merge prost, dar nu mă implic. Nu mă mai interesează. Deci e o decuplare, de fapt, a populației din România față de propria societate. Ceea ce în America nu. În America se implică, se luptă, bun, îl iubesc pe Trump, îl urăsc pe Trump, război cultural acolo, război profund, cum să spun, aproape total. Dar oamenii se duc. Expresia inclusiv acestui activism este creșterea numărului de participare la vot în timpul alegerilor intermediare. Iar angajarea în politică va crește și în perspectiva prezidențialilor prezența va fi și mai mare. Deci americanii nu le convine neapărat ce se întâmplă în America, nu văd că e o situație roz acolo, dar se luptă pentru ea. Românii nu se mai luptă. Ori problema de fond este că e o zonă de vreo 60%, dacă nu mai mult, de populație care nu mai rezonează la discursurile politice, care nu mai rezonează la valorile pe care politicienii și oamenii care discută public le lansează, care nu mai vor să aibă de-a face cu ei. Și ce s-a văzut la ultimele alegeri parlamentare, o prezență extrem de redusă vot extrem de redusă, se va reproduce, după părerea mea, și la legile europarlamentare și mai târziu. Și asta este un semn grav. Dacă politicienii noștri ar fi avut minimă responsabilitate, ar fi utilizat centenarul tocmai ca să răscolească în populație exact acele tipuri de sentimente care să transmită publicului că societatea românească, statul, națiunea, numiți-o cum doriți, este o entitate sau o idee pentru care merită să lupți. Pentru că numai așa îi poți aduce înapoi în zona politică. Numai așa îi poți
conecta cu propria societate și cu, până la urmă, cu acest stat și cu această țară. Altminteri, vom perpetua acest model care e devastator. Este un model care mai degrabă îți aduce aminte de societatea comunistă. În comunism, ceea ce era important era propria familie. Cum erau blocurile dinainte de 89 și foarte relevant și în fosta URSS. Dacă intrai, mergeai în fosta URSS și vedeai un bloc, intrarea în bloc era devastată. Nu interesa pe ei. Când intrai în casă, asta era modelul era de Republica Moldova, trebuia să te descalzi. Tot era curat, liniștit, nu puteai să intri cu pantofi. Era singura zonă pe care o avea sub control, era impecabil. În rest, nu interesa pe nimeni nimic. Ei, ăsta este modelul unor societăți de tip, hai să zic așa, comunist, în care propria familie contează și în rest nu mai contează deloc. Singura diferență, dacă vreți, majoră, este că acum ne putem trimite copiii la studii peste hotare. Înainte de 89 nu puteam să-i trimitem în străinătate la studii. Dar ăsta este un model devastat. Asta este rețeta unui dezastru pentru o societate și dacă nu, măcar nu punem această problemă pe agenda să o discutăm, României nu îi va fi în niciun caz mai bine decât este acum, pentru că orice prosperitate se va întâmpla, economică de pildă, va fi percepută strict în termeni individuali. Îmi merge mai bine, dar tot percep că societatea merge prost, că e rău, că nu merită să mă implic din niciun punct de vedere. Spuneați adineauri că s-ar putea inclusiv să ne așteptăm la o scădere a prezenței la vot, la următoarele alegeri. Țin să vă contrazic puțin, lumea s-a arătat disprețuită, să spun așa, de actuala clasă politică. Nu ar merge ei la vot să schimbe ceea ce se întâmplă acum? Nu, noi trăim într-un ciclu. Noi suntem ca cineva care încearcă să se scoată din apă trăgându-se singur de păr. Ori nu așa s-a întâmplat niciodată. Populismele, când au apărut în spațiul european, sigur că ele pot să fie reprobabile la nivelul discursului. Orice populist îți vorbește despre lucruri despre care nu vorbea partidul de mainstream. Așa a apărut populismul european. Teme precum corupția la Bruxelles, migranții, musulmanii, războaiele culturale, au teme de ONG-uri. Le discutau ONG-știi, partidul de mainstream nu le discutau. Și au venit anumiți lideri politici care au spus în zona politică ceea ce se discuta despre ceea ce la nivel de ONG. Nu? Cum a spus Pim Fortin, celebrul lider din Olanda, care a zis, islamul este incompatibil cu cultura europeană. Și a luat 34% de vot în 3 luni. Deci el a mutat întrebări presante, le-a pus în zona politică și, sigur, acestui curent îi spunem populist. Bun, putem să-i spunem oricum, dar acele curente au reușit să reinforceze societățile, să le pună în mișcare. Deci asta este, dacă vreți, democratic vorbind, populismele au dus un plus de participare la vot. Cu temele lor. Ne place sau nu ne place această agenda. Dar ele au revitalizat societățile europene. Și au dus mulți oameni care până atunci nu votau, le-au dus la vot. Dar de ce? Pentru că erau alte mesaje, alte figuri, alte persoane. Ori în România, și partidele de la putere și cele de opoziție sunt de mainstream. În România nu există cineva din afară care să vorbească pentru cei 80%, care să arate altfel, să vorbească altfel, să aibă altă agenda, ca să-i aducă pe aceia la vot. Deci în condițiile unei încremenire a clasei politice din România, eu cred că prezența la europarlamentare va fi undeva pe la 20, dacă ajunge 25%, ar fi foarte bine. Asta ar fi un dezastru chiar pentru țara noastră. Sociologic e o realitate. Ar fi un dezastru sau nu? Pentru că lumea e nemulțumită. Lumea are păreri și în sondajul ăsta că lucrurile merg într-o direcție greșită, că economic lucrurile merg prost. Dar abia 20% consideră că implicarea politică este importantă și foarte importantă. Deci ei sunt decuplați. Cine îi aduce înapoi în politică? Cine îi smulge din confortul ăla relativ prosper, cel puțin perceput, și aduce în dezbaterea publică, în spațiu public? Păi numai alte chipuri, alte voci. Aici nu e chestie de oameni noi în politică, pudibonderit de genul ăsta sau chiar formule din astea care sună puțin pedant. E vorba de alte agende. Nu doar de alte figuri, e vorba de alte agende. Pentru că dacă aceeași agendă schimbă interlocutorul sau schimbă, dacă vreți, emitentul, nu se va schimba nimic. Deci România, eu fac o pledoarie aici pentru populism, să ne înțelegem. Fac o pledoarie că în societatea românească trebuie să apară cineva să vorbească și să mobilizeze acea categorie de populație pentru care această clasă politică nu este în niciun caz un factor de mobilizare, dimpotrivă. Și dacă îi mai vezi de mai multe ori pe ecranele televizoare care sunt foarte active să lanseze mesaje politice și avem impresia uneori că toată lumea este achiată după politică în țara românească. În realitate nu e așa. De asta lumea nu iese la vot. Cu cât vei pune aceleași mesaje, aceleași figuri, aceleași discursuri, aceleași dialoguri, aceste interminabile probleme care se repetă, cu atât mai mult vei vedea o tip de decuplare a populației sau îi vei vedea pe cei 20% care sigur consumă aceste lucruri.
dar nu va fi suficient ca să ai o prezență la vot mai semnificativă, nici măcar în europarlamentare, pentru că fie vorba de obicei la europarlamentare, prezența este mai mică decât la legile naționale. Aș vrea să ne mutăm puțin atenția acum către situația din viitorul relațiilor bilaterale dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană. Și mă refer aici la contextul acesta dintre divergențele dintre Donald Trump și Emmanuel Macron. Amintesc aici că președintele francez anunța în urmă cu câteva zile că este chiar necesară să avem o armată a Uniunii Europene, să nu mai depindem așa mult de Statele Unite ale Americii. Cum vedeți dumneavoastră această idee susținută de președintele francez? Cu riscul de a fi puțin deplasat, o văd și caragioasă pe de-o parte și periculoasă pe de-alta. Caragioasă, de ce? Ca să folosești asemenea formule, sigur că Macron s-ar putea spune că în discursul lui pe care l-a acordat inteligenții franceze n-a spus chiar așa, a fost un context, dar până la urmă, ideea e chiar aceeași. Dacă n-a spus-o, sunt convins că a gândit-o. Ori, să vii să ai asemenea impetuozitate când deocamdată nu ai prea multe de arătat. La nivel de proiect național, la nivel de proiect european, e un pic cam mult și cam repede pentru domnul Macron. E ca și cum ai fi un, ai vorbi ca Napoleon, dar n-ai nicio cucerire în spate. După ce ai cucerit aproape toată Europa, poți să vii grandilocvent ca Napoleon. Că, sigur, e un pic stilul napoleonian, poți fi un pic caragios, dar când ai cucerit aproape toată Europa, se justifică. Când ai cucerit toată Europa și vorbești ca Napoleon, deja intri în altă logică. E aici e problema domnului Macron. Și la 100 de ani de la Războiul Întâi Mondial, să spui că trebuie să construim o armată europeană sau să sugerezi că trebuie să construim o armată europeană pentru că să ne putem confrunta, adică Federația Rusă cu China și chiar cu Statele Unite, mi se pare că e un gest fără precedent. Sigur că toți știam că antiamericanismul francez e viu. Până una alta, expresia Europei de la Atlantic la Urali este expresie franceză, aparține lui de Gaulle în anii sfârșit de 1960. De Gaulle a fost și invitat în URSS și ideea unei Europe de la Atlantic la Ural, sigur, ideea de Ural e puțin bizară că URSS-ul mergea până la Pacific, dar ideea de unei Europe de la Atlantic la Ural era o idee a unei Europe fără America. Asta era, de fapt, sunetul de fond al formulei domnului de Gaulle. Iată că domnul Macron are o asemenea, aceeași perspectivă, de fapt, strategică, în care America trebuie să fie puțin prezentă, dacă se poate chiar deloc. Este o idee care a sunat grav pentru președintele american Donald Trump. Care am văzut că a și reacționat destul de dur. După părerea mea, perfect justificat strategic de ce. Și care a avut ulterior o reacție apropo de armata europeană, spunând că în timpul războiului mondial, când am ajuns noi în Franța, voi deja începeați să vorbiți germana, să învățați limba germană. Asta era situația Franței la vremea respectivă, fiind sub ocupație germană. Deci, domnul Trump a reacționat vehement, el e oricum un personaj vehement, dar după părerea strategic justificat. De ce? Pentru că în august 2018, domnul Macron a venit cu o idee, iarăși, după părerea mea bizară, a unui partener strategic cu Federația Rusă, în termen de securitate. Ori pentru americani, asta e o linie roșie. S-a mai încercat asta, a mai încercat un european așa ceva, european a fost Angela Merkel, care în timpul președinției lui Medvedev, perioada aceea între președințiile lui Putin, al lui Dmitri Medvedev, actualul premier al Federației Ruse, a încercat așa numitul acord de la Meseberg, care avea 5 puncte, între care unul dintre puncte era ca Rusia și Uniunea Europeană, reprezentant atunci de Catherine Ashton, de britanică, nu, care ocupa funcția de reprezentant comisar pentru politică externă, să aibă un dialog comun pe teme de securitate. Albinte spus, pentru prima dată, Rusia era invitată să facă parte dintr-un format care discuta probleme de securitate cu Uniunea Europeană, să discute de la egal la egal, adică să fie consultări. Ideea de fond a Rusiei la vremea respectivă era ca Rusia să fie inclusă într-un format mai mare, euroatlantic, de la, inclus în America, Uniunea Europeană și Federația Rusă, care să se constituie lăsând în urmă moștenirea războiului rece, cum spuneau ei, adică NATO și OSCE. Era proiectul, de fapt, al lui Medvedev, nu era al lui Medvedev, era establishmentului rus, care era împins în față prin Medvedev. Ei, doamna Angela Merkel a făcut primul pas prin acord de la Meseberg, care punctul 4 era, de pildă, retragerea trupelor ruse din Federația Rusă, ca Rusia să facă un gest de bunăvoință ca să poată să fie mai ușor
apropiată de către europeni. Pentru americani a fost o linie roșie. Cum să lași Rusia să decide în termeni de securitate problematica Uniunii Europene, când Uniunea Europeană, în mare majoritate, este partea NATO? Și au reacționat virulent, nu direct, și prin terți, proiectul s-a încheiat. Dar ce spune domnul Macron, implicarea în un instrument strategic, unui partener strategic cu Rusia, este de fapt, rimează cu aceeași idee. Și pentru americani asta e o mare problemă. Pentru că americanii recent au anunțat că ce se întâmplă acum în lume este o bătălie între marile puteri. Federația Rusă, China, Statele Unite, care se luptă și în această regiune și în lume și trebuie la un moment dat să optezi, să ții partea uneia sau altea. Deci pentru americani asta e o contradicție, adică cele două agende formulate de Macron și formulate de americani se bat cap în cap. Și Donald Trump a reacționat nu doar pe stilul personal cunoscut al domniei sale, dar a reacționat și pentru că sunt două viziuni strategice care se bat cap în cap, dincolo de lipsa de politețe, ca să mă exprim elegant, ca un președinte european să le spună americanilor la 100 de ani după încheierea primului război mondial că s-ar putea să ne pregătim să ne confruntăm inclusiv cu voi. Cum ar trebui să se poziționeze România în contextul acestor disensiuni dintre Statele Unite și Macron și Emmanuel Macron și Franța, mai aproape de SUA sau mai aproape de Rusia? Întrebarea cea mai complicată pentru întreg dispozitivul de politică externă sau strategică al României este asta. Și totdeauna București a încercat să evite întrebarea fatidică pe cine iubești mai mult, pe mamă sau pe tată. România trebuie să evite asemenea poziționări ferme, pentru că în termen de securitate partenerul strategic cu America este fundamental, dar în termeni economici, social, apartența noastră la Uniunea Europeană este indiscutabilă. Deci e complicat să faci o alegere 100%, e cel mai bine să încerci să eviți întrebarea, să sperăm că nu vom ajunge în situația în care întrebarea va fi de neevitat, deși ceea ce domnul Macron propune este să ne ducă într-o zonă în care întrebarea devine de neevitat. Pentru că dacă se merge foarte tare cu Armata Comună Europeană, care deocamdată e un proiect economic. Adică Armata Comună Europeană este, dacă vreți, ca cei care vreți să înțeleagă mai bine. Europa se află astăzi într-o criză a ideii care o ține unit. Și atunci s-a uitat în Europa pe sondaje și a văzut că populația europeană este speriată de terorism, că e aruncată regulat în aer sau, mă rog, că e asasinată în termeni relativ, cum să spun, constanți. Teamă față de Rusia, Crimea, deci toate astea au arătat o populație europeană angoasată. Și atunci cineva a venit cu ideea politică să folosim aceste spaimele europenilor, care se descarcă de pilă în partide populiste, partide antimigrație, etc. Și să le fructificăm pentru ideea europeană, adică să creăm o armată comună europeană. De fapt, aspectul politic, ideea politică, asta a fost. Adică ce a fost comunitatea cărbunelui și oțelului, este acum ideea politică a unei armate comune pe care să o susțină Germania, și să fie finanțată Franța. Adică comunitatea europeană cărbunelui și oțelului a fost așa. Ne trebuie cărbunele german pentru industria franceză. Acum, este vorba despre ne trebuie o armată comună europeană susținută politic de Germania pentru industria franceză. Este tot o idee politică. Și atunci Franța și Germania s-ar presupune construiesc acest concept, deocamdată la nivel de achiziții și de dezvoltare tehnologică, dar va fi o condiție acolo care ar putea să fie, care se apropie din ce în ce mai mult, să fie rostită explicit și fără dubii, adică europenii să achiziționeze numai din industria de apărare europeană, în speță în general cea franceză. În momentul în care va veni o asemenea condiționalitate, evident că foarte mulți europeni, mai ales din Est, vor fi deconectați sau decuplați de furnizorul principal, care este America. Acolo va deveni, acolo întrebarea asta pe cine iubești mai mult, pe mama sau pe tata, va deveni imperioasă. Pentru că dacă Europa îți spune, ești Uniunea Europeană, facem industria comună de apărare până la a face o armată concretă, efectivă, în care puțin cred astăzi. Vă dau un singur exemplu, nici măcar nu știm în ce limbă se va da ordinul unei asemenea armate potențiale, că britanicii nu mai sunt în Uniunea Europeană. Dar până acolo îți va pune o condiționalitate. Vei cumpăra numai de la noi, din industria europeană. Europa să joace, e o logică aici, că Europa să joace internațional, trebuie să fie un actor singular, o piață unică. Dar problema este, poți să pui pădurea înaintea copacilor, adică să pui infrastructura înaintea sentimentelor fiecărei națiuni în parte, că aici e marea bătălie. Aici e problema. Dacă de pilă pune, spun, dar nu cumpărăm de la voi. De ce? Pentru că ce au americanii
poate să fie un pic mai scump, dar este rulat în luptă, e compatibil NATO, avioanele suedeze nu sunt compatibile, sau sunt greu de compatibilizat cu NATO, deci noi suntem și în NATO. E, și aici va începe discuția. E, acolo, atunci când trebuie să alegi între alb și negru, va fi greu să eviți discuția cu pe cine iubești mai mult, pe mama sau pe tată. Este o întrebare pe care România, sigur că încearcă, o întrebare pe care încearcă să o evite. Dar, ca să închidem această discuție, România va rămâne cel puțin pe o generație estul vestului. Nu se va mai extinde nici Uniunea Europeană, nici NATO. Deci va rămâne stat de frontieră. Cu o frontieră complicată, ca să mă exprim eufemistic. Adică un flanc estic, mă rog, complex, în care Rusia joacă și la Marea Neagră, cea mai mare putere și va rămâne așa cea mai mare putere. Eu cred că România nu-i poate garanta nimeni, cu excepția partenerului strategic cu America, suveranitatea și independența națională. Fără retorică de niciun fel. Dar nu ai nicio garanție din nicio parte că lucrurile acestea, în eventualitatea unei învolburări a Mării Negre, pot să fie asigurate de altcineva. De asta parteneriatul strategic pentru România, ca stat de frontieră, și România trebuie să spună asta europenilor. E foarte ușor să persiflezi America când n-ai niciun dușman, nu? Când ești Portugalia sau Spania, nu cred că te va invada sau te va deconecta de la energie Federația Rusă. Dar când ești România exact la frontieră, trebuie să fii mai atentă cu practica de apărare. Că e imperioasă, cel puțin pentru motivul că vor trece pe aici, dacă vor avea de gând să meargă undeva. Deci, când ești stat de frontieră, problema de apărare trebuie să știi cum să ți-o pui, în ce termeni. Și din această perspectivă, eu cred că, deocamdată cel puțin, nu avem alternative la parteneriatul strategic cu America. În contextul retragerii cancelarului german Angela Merkel, știm că și-a anunțat retragerea în urmă câteva săptămâni, începând de anul viitor. Cum vedeți dumneavoastră posibilitatea ca inclusiv Emmanuel Macron să devină un exponent politic, așa cum a fost doamna Merkel, pentru spațiul european? Nu cred că e vreun francez lucid, inclusiv domnul președinte Macron, care să creadă că Franța poate să ducă pe umerii ei Europa. Europa e prea grea pentru umerii francezi. Deci e nevoie de umeri mai mulți și mai solizi, evident și de umărul german. Problema umărului german acum este că nu știm în ce poziție se va așeza, pentru că plecarea doamnei Merkel și brezește enorm de mult proiectul european. Sau cel puțin întârzie, ca să fiu mai delicat. Noi nu știm ce se întâmplă acum în Germania. Este clar că surpriza politică germană a fost de la atunci când clasa politică germană de mainstream a neglijat învățătura primordială pe care au transmis-o, dacă vreți, cei care urmăreau spațiul politic german după războiul mondial, nu lăsați niciodată extrema dreaptă liberă. Ocupați tot spațiul politic. De asta creștini democrații au parteneri din Bavaria, care e mai la dreapta decât creștini democrații, tocmai ca să nu se nască vreun partid pe care îl numim cu o etichetă nu știu cât de validă de extremă dreaptă. Ei, iată că Germania n-a reușit să mai coopere acea dreaptă și a apărut alternativa Für Deutschland, care e partid anti-mainstream și care zguduie a ajuns astăzi să fie al doilea partid din Germania. Ceea ce, când ai un partid de genul ăsta în Danemarca, în Suedia sau chiar în Spania, sau chiar în Franța, dar când îl ai în Germania, lucrurile se complică. Cum vei răspunde unei asemenea provocări când ești creștin democrat? Pentru că răspunsul la populism are două forme. Îți apare o nevoie în populație să se descarce pe alte forme politice, alte discursuri politice, deci sau se creează un nou partid, sau partidul de mainstream preia mesajele populiste în, cum să spun, bagajul lui propriu, cum face domnul Victor Orban în Ungaria. Nu? Domnul Victor Orban este populist care preia toate mesajele ca să nu crească iobicul mai mare. Deci, de fapt, Victor Orban este un soi de iobic, dar cu o pălărie mai europeană. Ei, în Germania, doamna Merkel n-a vrut să preia niciunul din aceste mesaje. Și atunci a apărut alternativa Für Deutschland. Acum, ce vor face creștinii democrații ca să lupte cu alternativa Für Deutschland? Vor prelua mesajele alternativei Für Deutschland sau vor rămâne în discursul și în agenda noastră Angela Merkel? Pentru că în funcție de asta vom vedea cum va arăta liderul creștinii democraților. Și dacă va arăta într-o formă mai dură ca să se lupte cu, cum ar fi logic, cu alternativa Für Deutschland, cu alternativa pentru Germania, deci va îmbrățișa valori mult mai tradiționale, mai comunitare, mai de Gemeinschaft, cum zic nemții, mai ale comunității germane, atunci asigur că Germania va arăta altfel. Și nu știm cu cine va discuta domnul Macron până la urmă. Deocamdată discută cu doamna Angela Merkel, care a spus că rămâne cancelar până în 21, dar nu e deloc sigur că va rămâne cancelar până în 21.
Pentru că dacă lumea o percepe ca un lider slab, nu e obligatoriu că mai lasă cancelar până atunci. Deci noi nu știm cum va arăta establishmentul politic german și nici domnul Macron nu știe. Că domnul Macron acum, prin discurs, acoperă un gol care a fost lăsat liber, fatal, de doamna Angela Merkel, e adevărat. Asta nu înseamnă că poate să țină în mâini și pe umerii Franței toată Europa. Dar credeți că își dorește? Eu sunt absolut convins că își dorește. Dar cred că nici domnia sa nu crede că ar putea să o facă. Și mai ales că domnul Macron acum, sigur, nu vreau să spun că limbaj fotbalistic, nu că te naști talent și mor speranță. Domnia sa a strânit foarte multe așteptări și în Franța și în afara Franței. Deocamdată nu este sigur că le-a dus la îndeplinire, nici măcar în Franța. Deci eu sunt convins că domnul Macron vrea. Sunt convins că e destul de realist să-și dea seama că nu poate. Sunt convins că pentru asta discută cu germanii, dar deocamdată nu e clar cu ce Germanie vorbește acum și cum va arăta Germania de aici înainte, pentru că Germania acum fatal devine introvertă. Acum se concentrează mult la bătălia internă. Cine va fi viitorul cancelar? O chestie fundamentală în condițiile în care, repet, pentru prima dată în istoria de după războiul 2 mondial a Germaniei, socialdemocrații mai sunt pe locul 2. Deci o schimbare profundă acolo la nivel politic. Deci Germania mai are încă de rumegat propria bucătărie internă. De asta proiectul european în acest moment, după părerea mea, cred că va lua o mică pauză, chiar dacă vom auzi din când în când discursuri nu despre nevoia de unitate europeană, vom vedea și ce se va întâmpla la alegeri, vom vedea dacă domnul Macron va reuși să pună on marșul, să marșulească pe toată Europa. Deocamdată nu poate să facă asta. Deci circumstanțele în care ne mișcăm nu sunt favorabile unui proiect european foarte consistent în termen de unitate sau mai multă unitate sau chiar o idee de federalism european. În cadrul studiului prezentat astăzi la evenimentul despre care tocmai ce am vorbit, știu că este o întrebare care a stârnit multe curiozități și despre care aș vrea să discutăm puțin. Mai exact, au fost întrebați americanii ce reprezintă Transilvania pentru ei. Care au fost răspunsurile? Și ce impact a avut această întrebare? E o întrebare care făcea parte din setul de întrebări de 20% între spus evident pentru publicul american. E o gamă mai mare de întrebări de genul ăsta, cum percep România, dacă e o țară latină, dacă e o țară din fosta URSS. Pentru că atunci când vrei să-ți construiești un proiect de țară, dacă vreți, pe America, sau dacă vrei să spun, vreau să transmit un mesaj coerent românesc în America despre mine, trebuie să știi foarte bine ce știu americanii despre tine. Ca să nu cumva să crezi că tu vii cu un dacă americanii nu știu că ești o țară latină, că nu ești din fosta URSS și locația ta geografică e incertă în mintea lor, evident că dacă tu vii cu lucruri sofisticate, s-ar putea să nu te asculte nimeni. Bun, întrebarea cu Transilvania am pus-o dintr-un motiv care ține și de centenar și de Trianon. Ca să zic așa, pentru că centenarul nostru se va încheia cu ocazia Trianonului. Am sentimentul. Iar datele pe care le am obținut despre România, întrebați fiind americani despre România, au auzit 67% despre România. 20% n-au auzit și 12% au răspuns la întrebarea asta. E foarte interesant că despre Transilvania au auzit 71% despre Transilvania în... Au auzit mai mult, mai mult în Transilvania decât România. Despre România. Deci cum vă brand... explicați? Aici e întrebarea. Ținând cont de ceea ce știați, Transilvania este. Și am pus o întrebare cu răspunsuri prestabilite. O regiune în România, țara lui Dracula, un stat independent în Europa, o regiune în Ungaria, o regiune într-o altă țară din Uniunea Europeană. O regiune în România, 35%. Deci din cei care auzit de România, 35% știu că e o regiune în România, Transilvania, țara lui Dracula 23%, un stat independent în Europa 6% și o regiune în Ungaria 4%. O regiune într-o altă țară din UE 3%. De ce vreau să spun aici? Transilvania este propaganda maghiară revizionistă în Statele Unite, nu are eficacitatea pe care unii încearcă să o sugereze, nici n-ar avea cum. Dacă ar fi să atribuim, să zicem, propagandei maghiare eficacitate în dosarul acesta, undeva de 4%, maxim 6%, dacă introducem ideea că Transilvania este un stat independent în Europa, o punem în portofoliul propagandei maghiare, avem 10%. Dar, de fapt, Transilvania este 23% țara lui Dracula. Asta, Transilvania ca țara lui Dracula, e o creație a Hollywoodului, nu a propagandei maghiare.
filmele care rulează și în momentele acestea, nu Hotel Transylvania 1, 2, 3 sau mai știu eu la ce număr a ajuns, creează în mentalul public american ideea că Transilvania Dracula, Transilvania Dracula. Ce trebuie să învățăm din asta? Că România are un brand de țară greu de configurat astăzi în America, că Transilvania ar putea să ne ajute ca brand de țară și chiar că Dracula ar putea să ne ajute dacă am fi suficient de inteligent să intrăm spre publicul, spre publicul american cu un asemenea brand de țară. Pentru că din cercetările noastre, pe care, sigur, le vom discuta probabil și cu alte prilejuri, e limpede că noi nu avem un brand de țară. Când spui România, nu știi exact ce spui. Să spui România, spui vinuri, spui turism, spui Dracula într-o oarecare măsură și Transilvania, asta a venit la pachet, repet, Dracula, Transilvania, creațiile Hollywoodului. Dacă există însă vreun atașament pe care americanii l-au față de România, că am pus și această întrebare, cât de mult contează pentru noastră faptul că soldații români luptă umăr la umăr cu americanii pe fronturile de operațiuni militare. 2. Faptul că America este singura țară vizitată de doi președinți americani înainte de 89. 3. Faptul că avem o atenție negativă față de Rusia, faptul că România este NATO și etc., etc. Criteriul cel mai semnificativ perceput de către americani este faptul că americanii luptă umăr la umăr cu românii pe teatre de operațiuni. Deci, dacă ar fi să încep de undeva, inclusiv într-o campanie pentru vize, dacă va fi să se înceapă o campanie pentru acordarea vizei către români, pentru că asta e o întrebare concretă. Dom'le, eu vreau să încep o campanie ca americanii să ridice viza românilor. Cu ce încep? Ce le spun americanilor să-i convin? Sau politicienilor americani? Că nu știm ce să le spunem. Și atunci, cea mai bun punct de plecare este faptul că americanii apreciază că românii luptă alături de ei în teatru de operațiuni. Ei, ăsta este România și America luptând umăr la umăr, este punctul de plecare a unei campanii în Statele Unite pentru ridicarea vizelor pentru români. Cel puțin, asta este unul dintre rezultatele acestui sondaj, de asta e importantă aceste cercetări. Dacă cineva va înțelege lecția asta și va începe să construiască în politica americană faptul că românii sunt cei care luptă cu americanii pe teatrul operațional, deci merită ridicarea vizelor, nu ca alte state care nu luptă cu americanii acolo, sigur că asta ar putea să fie unul dintre avantajele pe care le avem noi ca români după o asemenea cercetare. Să sperăm că cineva va vrea să și audă rezultatele. Să sperăm că cineva va dori să și audă, să sperăm că cineva va dori măcar să repete aceeași metodologie dacă, de pildă, România are vreun proiect în Germania sau în alte state, pentru că e surprinzător cât de mult diferă ceea ce credem noi că știu alții despre noi, față de ce știu ei în realitate. Și dacă nu știm ce știu eu în realitate, evident că orice acțiune culturală a României sau orice proiecție de diplomație publică nu își va atinge rezultat. Domnule Dungaciu, eu vă mulțumesc pentru prezența alături de noi și vă mai așteptăm cu mare drag pe la noi. Mulțumesc și eu. Mulțumim.